Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila. Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Vă mai aduceți aminte plăcintele din copilărie? Ei bine, astăzi facem o rețetă minunată de plăcinte turnată cu brânză de vaci, foarte ușor de pregătit și extraordinar de gustoasă. Pentru umplutură vom avea nevoie de 3 ouă, 2 cutii de brânză de vaci cremoasă de la Hochland, de 475 de grame fiecare, 200 de grame de zahăr, 100 de grame de stafide, o lingură de esență de vanilie, 100 de grame de griș și coaja de la o lămâie. Iar pentru compoziție vom avea nevoie de 250 de grame de făină, 8 ouă, 150 de grame de zahăr, 10 grame de praf de copt, 50 de ml de ulei, 100 de ml de lapte și puțină sare. Voi începe această rețetă cu umplutura de brânză și voi folosi brânza de vaci cremoasă de la Hochland. Am descoperit-o de Paște și am folosit-o la Pască, așa că am fost foarte încântată de ea pentru că este foarte cremoasă și potrivită pentru orice fel de deserturi. Am lăsat brânza de vaci să ajungă la temperatura camerei și puteți vedea cât este de cremoasă. O voi adăuga în bol. O puteți folosi la papanaș, dar este ideală și pentru cheesecake. Peste brânza de vaci, voi adăuga pentru început zahărul și voi amesteca foarte bine cu un ter. Voi adăuga acum și cele 3 ouă, care sunt și ele la temperatura camerei. Și le încorporez și pe ele. Adaug și coaja de lămâie, pe care o puteți înlocui și cu esență de lămâie, esență de vanilie și grișul și amestec foarte bine. La final, voi adăuga și stafidele, pe care le puteți omite dacă nu vă plac. Umplutura de brânză este gata, așa că o voi lăsa deoparte cât timp mă voi ocupa de aluat. Pentru aluat, voi începe cu ouăle, care sunt la temperatura camerei și pe care le voi pune în bolul unui mixer. Voi adăuga zahărul și sarea și voi mixa foarte bine cât acestea să-și tripleze volumul. Când ouăle arată cam așa, adică sunt foarte spumoase și și-au triplat volumul, pot scoate bolul din mixer. Peste ouăle bătute, voi adăuga uleiul. Voi pune apoi făina puțin câte puțin. Și voi amesteca ușor, cu mișcări largi, de jos în sus. Când am adăugat cam jumătate din făină, pot adăuga și praful de copt, încă puțină făină . Voi adăuga și ultima parte de făină și laptele și amestec din nou, doar ca să fie totul foarte bine încorporat. Voi turna jumătate din aluat într-o tavă cu dimensiunile de 35 x 25 cm. Nivelez. Și voi da tava la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru 20 de minute sau până când aluatul se va rumeni frumos. Peste aluatul frumos rumenit, voi pune umplutura din brânză de vaci
o nivelez frumos. Iar peste brânză voi turna restul de aluat rămas. Îl nivelez și pe el. Și voi pune tava din nou la cuptor la 170 de grade pentru aproximativ 40 de minute. Plăcinta s-a copt, arată și miroase extraordinar, înainte de a o servi, o voi lăsa să se răcească complet. Dacă doriți, după ce se răcește, o puteți pune și la frigider pentru câteva ore. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de plăcintă turnată cu brânză de vaci cremoasă. Este un desert foarte ușor de preparat, gustos și aromat. Blatul este foarte pufos și aromat, iar crema este fină și delicioasă. Este o plăcintă pe care o puteți realiza foarte simplu și care va fi pe placul tuturor. O puteți servi pudrată cu zahăr, dar este la fel de bună și ca atare. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și aștept să-mi spuneți ce părere ați avut despre această variantă. La revedere!